Bună ziua din nou, dragii noștri! Iată-ne împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. Vorbim despre viața socio-emoțională a copiilor, vorbim despre interacțiune socială. Alături de noi este Nicoleta Burlacu, psihoterapeut. Venim și cu o recomandare de carte. Este vorba despre Vâltoarea minții, puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență, de Daniel Siegel, un autor foarte drag mie, cred că la fel de drag și Nicoletei. O carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald și care face parte din această campanie Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. Noi chiar vorbeam înainte de a începe înregistrarea noastră despre interacțiune socială și despre distanțare socială și căzusem cumva de comun acord că ar trebui să se numească distanțare fizică, pentru că noi am tot vorbit înainte de înregistrare, distanțare fizică, faptul că doi oameni sau doi copii, doi elevi nu intră în contact fizic unul cu celălalt, nu își dau mâna, nu se pupă, nu se îmbrățișează și așa mai departe. Și aș vrea să mergem pe ideea aceasta, mai ales că pomeneai de începutul de an școlar. Cât de important în contextul acesta, fără precedent, i-aș spune eu, nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situație, în astfel de context, și cât de important este interacțiunea socială sau mai degrabă lipsa interacțiunii sociale în ultimele luni pentru copii, pentru elevi, pentru că sunt foarte mulți copii care își doresc să se revadă, să se joace. Până la urmă, școala nu este doar un loc unde noi înmagazinăm cunoștințe, informații și atât, le stocăm. Școala este și un loc al interacțiunii sociale. Și cred că lucrul ăsta este foarte important, până la urmă, pentru viața socială și viața socioemoțională a copiilor. Bună ziua! Da, într-adevăr, viața socială, cumva dacă dăm câțiva ani înapoi, ne dăm seama că pe vremea noastră, sau acum 30-40 de ani, nu era foarte important și nu se punea accent pe viața socială. Părinții noștri nu știau despre inteligență socioemoțională sau alte lucruri de genul ăsta. Dar totuși noi aveam un teren extraordinar de bun pentru această bucățică. Da? Mergeam în curtea blocului sau în funcție de unde locuiam, acolo ne întâlneam cu o grămadă de copii cu vârste diferite și împărtășeam cu ei, da? Aveam și conflicte, aveam reguli, da? Că erau diverse găști, da? Mergeam dintr-o gașcă într-alta și lucrurile astea pe noi ne-au ajutat neapărat din punct de vedere teoretic să ni se predea aceste lucruri, ci le-am învățat zi de zi prin interacțiune socială. Da, ne certam, ne împăcam, după care mergeam dintr-o gașcă într-alta, ne jucam fetele cu băieții, adică nu aveam situații în care cumva stăteam numai în casă. Se întâmplau aceste situații, dar și atunci găseam soluții, pentru că ne jucam pe scara blocului, la intrare în bloc sau pe etaje și așa mai departe, sau în curtea unui copil unde era acoperit și așa mai departe. În zilele noastre nu mai avem acest avantaj, să zic. Și atunci, în ultimii ani, a apărut această cumva inteligență socioemoțională, care s-a pus foarte mult preț pe ea și au considerat mulți dintre specialiști că nu este la fel, adică partea socioemoțională este mai importantă decât cea cognitivă. De ce? Pentru că evoluția și tehnologia ne-a adus într-o zonă în care, pe lângă distanțarea socială, distanțarea fizică, acum avem și distanțare socială. Nu mai avem subiecte să le discutăm. Dar copiii nu mai au subiecte de discutat unul cu celălalt. Așa, când mergeau afară, se mai jucau diverse jocuri, da, fizice. Acum totul este legat de jocuri. Nu te joci, dacă părintele nu-ți permite să îți dea televizorul sau tableta sau ce mai au ei, PSP, nu știu cât, nu-ți dă la dispoziție 3, 4, 5 ore,
nu ai ce să discuți cu acel copil, cu acel prieten. Și atunci ce se întâmplă? Te elimină din grupul lor. Plus de asta, au un limbaj anume. Dacă nu adaptezi copilul la acel limbaj, din păcate, la fel, este dat la o parte. Și este extrem de important să înțelegem că partea socioemoțională se poate face și online. Da? Și asta ai spus și tu la un moment dat, că înainte să intrăm și să facem acest video, am discutat puțin, da? Deci a fost parte de socializare. Nu avem nevoie fizic să ne atingem sau să fim împreună în aceeași încăpere și totuși putem să socializăm. În această perioadă, evident că a fost grea pentru toți, atât pentru adulți cât și pentru copii. Și mai ales pentru familiile care au avut copii sub 5 ani, pentru că acolo avem o mare problemă legată de timpul pe care trebuie să-l acord acelui copil. Da, un copil de 3 ani nu poți să-l lași singur prin casă. Un copil de 5 ani are nevoie să interacționezi foarte mult cu el. Evident că părinții au fost nevoiți să-și facă treaba care era la birou de acasă. Și au fost foarte multe nemulțumiri, dezamăgiri cu privire la toată munca asta și faptul că a trebuit să combinăm viața de familie cu viața de joc și interacțiune cu propriul copil, cu viața, relația pe care o am cu partenerul meu și cu toate astea a mai venit și locul de muncă care a trebuit să fac față și să fiu în maxim de disponibilitate. Și cumva, de ce este foarte importantă începerea școlii? Începerea școlii și începerea grădinițelor, de fapt, este primul pas spre socializare. Copiii acolo învață primele reguli. Acolo învață conflictele. Învață cum să rezolve singur conflictele, da? Mai mici, evident. Învață că suntem diferiți unii de ceilalți. Învață că, mă rog, încălcarea regulilor regulii este o consecință, adică vine urmată de o consecință. Acasă lucrurile stau diferit în această perioadă, pentru că consecințele sunt, îți iau calculatorul sau nu știu, nu-ți mai dau ciocolată sau nu-ți mai dau ceva bun sau ceva dulce. Partea punitivă de pedeapsă. Exact. Nu mai sunt acele consecințe, da, în grup. Acum, într-adevăr, nici eu nu încurajez consecințele în grup și în fața clasei să încep să-i spui copilului că ai fost obraznic sau să faci de rușine. Nu sunt de acord cu asta. Dar cumva ei învață că de asta se fac grădinițele și grădinițele și școlile nu au fost inventate sau nu au fost cumva deschise doar pentru a duce copilul undeva, să-l lași undeva și să poți să mergi la serviciu. Da? Ele au un scop și unul dintre lucrurile cele mai importante este această dezvoltare socioemoțională a copilului. Aș vrea să te întreb legat tot de aspectul acesta al începerii școlii. Unii, mă rog, la nivelul Ministerului Educației lucrurile nu sunt foarte lămurite, foarte clare. Varianta online ar fi o variantă, varianta offline ar fi altă variantă, varianta hibrid iarăși ar fi o variantă, adică merg copii o săptămână de acasă online sau merg 2 săptămâni la școală, 2 săptămâni de acasă, deci un fel de struț ocămilă, îi spun eu. Da, exact. Afectează asta cumva relațiile cu ceilalți copii? Pentru că, uite, mă gândesc, de exemplu, am mai vorbit cu invitați care își desfășoară activitatea în sisteme educaționale private și aș menționa două, hai să zicem cele mai cunoscute, Montessori,
indiferent că vorbim de grădiniță sau de școală sau Waldorf, unde lucrurile sunt mult mai clare decât în învățământul nostru clasic, tradițional. Genul acesta de educație non-formală, informală, este o alternativă, o variantă sustenabilă la varianta învățământului clasic, tradițional? Aici aș mai adăuga și eu, tot așa vin cu o experiență legată de o școală privată și o grădiniță privată, unde cumva au fost un pic mai vigilenți și au adus un program pe care fiecare copil și l-a instalat, mă rog, fiecare părinte l-a instalat pe un calculator și au lucrat în grup. Ei acolo au toată platforma a fost concepută strict pentru asta, pentru școala online. Copiii n-au simțit lipsa neapărat a informației care oricum era nevoie să o facă să închidă anul, da? Singura lipsă, într-adevăr, a fost această interacțiune socială. Dar au încercat, pe cât posibil, învățătorii și profesorii și educatorii, să facă acea interacțiune virtuală, da? Prin care să facă glume, să le creeze un minim de intimitate, cumva. I-au pus să lucreze pe grupuri, i-au pus după program să lucreze în grupuri, tocmai ca să rămână în interacțiune. Ceea ce în învățământul tradițional nu există. Adică nu există decât platformele bine cunoscute de noi. Nu există o platformă care să fie universal valabilă și să poată să aibă acces fiecare copil. Într-adevăr, cei din mediul rural, este foarte greu pentru ei să... Ei probabil că unii dintre ei n-au văzut niciodată o tabletă, un calculator, un laptop. Nu au această posibilitate să-și cumpere sau să mânuiască un astfel de gadget. Dar cred că autoritățile puteau să facă un minim de efort și să facă ceva pentru acești copii din mediul rural. Asta aibă și ei acces. E clar că cel mai mare dezavantaj îl au ei. Și pe lângă faptul că, mă rog, epoca în secolul vitezei, unde se întâmplă toate lucrurile extraordinar de repede și unde suntem la un click distanță de orice vrem și de orice informație, evident că faptul că nu mai mergem la școală și nu mai merg copiii la școală este tot, nu știu, este tot ce se putea lua în partea asta socială. Adică nu mai au nimic. Nimic. Și de aceea nu sunt de acord cu, bine, dacă nu există altă variantă, e ok, o săptămână cu o săptămână, măcar că rămân în contact, dar să nu rămână să facă școală online din nou. Sau dacă se întâmplă acest lucru, este extrem de important ca acești învățători, profesori, să facă în așa fel încât să-i pună să lucreze în echipă, să schimbe echipele, pentru că așa mai rămân în contact. Altfel, se închide ora la ora, adică sesiunea de online în, nu știu, la ora 2 și până în cealaltă zi nu se mai întâmplă nimic. Adică, cumva, poate să le dea proiecte să facă împreună, pentru că astea sunt lucruri pe care le pot face împreună. Da? Sau să discute unul cu celălalt, să afle informațiile, unul să culeagă informații despre ceva și celălalt despre altceva și să le pună cap la cap. Adică, cumva, să găsească o modalitate prin care acel minim de socializare să existe. Pentru că, exact cum spuneai tu la început, noi nu avem distanțare socială. Este greșit spus. Noi avem distanțare fizică. Da? Atât timp cât avem aceste gadget-uri și tehnologia este la maxim, putem să vorbim și cu un Hawaii, dacă vrem. Și în New York, nu am, da, fizic sunt departe, dar social eu pot să rezolv unele lucruri, da? Chiar dacă ești la distanță foarte mare. Adică
Cred că sistemul tradițional, nu că nu a fost pregătit, dar nu este pregătit nici acum după 6 luni, pentru că, având în vedere că luni, teoretic, ar trebui să înceapă școlile și noi, până astăzi, nu avem ceva foarte clar, luând în calcul faptul că nu toți părinții și nu toate familiile își permit să cumpere ghiozdane copiilor, caiete, haine noi, încălțăminte și așa mai departe, ar fi fost un mare ajutor să spună, nu începem acum, începem de la 1 octombrie sau începem de la 1 ianuarie, pentru că acei bănuți n-ar mai fi fost cheltuiți. Pentru că, da, unele familii nu își permit și, da, iau un împrumut ca să poată să facă lucrul ăsta. Nu e posibil să, adică, nu, mie mi-este foarte greu să accept că la momentul ăsta noi nu avem o situație clară cu privire la începerea anului școlar. Și, da, probabil că nici luni nu o să știm cu certitudine cum o să se desfășoare toată povestea asta și toată școlarizarea anului 2020-2021. În învățământul privat, lucrurile sunt un pic mai așezate, deoarece acolo e clar, se plătesc niște bani și atunci, evident, că vin și cu un concept din afară, pentru că, da, și Waldorf, și Step by Step, și Montessori, toți vin cu un concept de afară. Dar noi, școala tradițională, este aici și ceea ce putem face este să așteptăm să vedem care este soluția lor. Adică, cu părere de rău, spun că privatul este mult mai pregătit, da, pentru că se dau bani, dar asta nu înseamnă că cumva nu ar trebui să ia și școala tradițională, să ia măcar bucățele din ceea ce văd la cei din privat și să pună în practică în așa fel încât fiecare copil să poată să învețe și să aibă această posibilitate, pentru că dacă nu vom merge spre o prăpastie foarte mare în care școlarizarea va fi un dezastru și rezultatele vor fi pe măsură. Dragii noștri, am vorbit despre interacțiunea socială și despre importanța unei vieți socio-emoționale sănătoase pentru copiii noștri în condițiile contextuale actuale. Am venit și cu o recomandare de carte, Vâltoarea minții, puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență, de Daniel Siegel, carte publicată în colecția Parentaj, care face parte din campania Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. A fost alături de noi Nicoleta Burlacu, psihoterapeut. Îi mulțumim foarte mult pentru prețioasele informații. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod, o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!